Cafeaua, bă! Bă, cafeaua! A început alarma, a sunat alarma. Așa trebuie să vă piuie telefoanele în fiecare vineri dimineața de la ora 10. Cafeaua de după, bă! Știți cum au primit cei din Brașov? Alarmă de la Roalert. Ursul, bă! Păi ce vreți mai? Decât să scrie în descriere, un urs de culoare brună, cam de 300 de kilograme, a fost văzut pășind molcom. Ce? Ursul, bă! Du-te ferea! Eu am tăzis, v-am tăzis aia. Că tot se făceau și la noi exerciții de alarmare în Cluj-Napoca și se spunea așa, alarma piuie de 3 ori, pauză 15 secunde, mai piuie de 2 ori, pauză 10 secunde, înseamnă că-i atac cu bombă chimică. Cine dracu un ardeal ține minte de câte ori o piuit și câte pauză? Tata Nelson ar trebui să se urce în cazuri de situații de astea de extremă urgență, să se urce ni pe blocul lui din Mehedinți la ultimul etaj și să strige, măi oameni, măi! E ca cam pe noi, mai! Ursul, bă! Ursul și câțul. Animalele preponderente în ultima săptămână în România. Gata, de mâine mi-am și luat tricou roz. Roz? Ce să roz? Nimic, nu știu, vedem noi. Că tătia s-au scumpit, s-au scumpit în România. Situația va fi roz, mâine este congresul PNL-ului. Domnul Câțu este pe cai mari, nu știe să-i conducă, că nu-i bulai. Uite că am făcut și o rimă. Luptă mare cu Orban. Cine va ieși șef la PNL? Nu contează, oricum nouă o să ne meargă deasula. Da, nu mai contează, e congres, 5.000 de peneliști, 5.000. Floarea cevestită a liberalilor o să fie prezentă în sală, fără distanțare, fără, că la ei se poate bemea zroata de liberal. Oricum, Câțu... Ce-o zis în iulie? Că este declarația în iulie. Suntem pregătiți pentru valul 4 de pandemie și suntem, facem, cu siguranță o să facem față valului 4 de pandemie și o să rezolvăm pandemia în iulie. Ce-o zis am în septembrie? Pentru valul 4 al pandemiei este de vină USR+. Beme ce am borât în... Ai de capul meu! Câțu, mă! Câțu! Înainte de a-și da cu stângul în dreptul, l-o demis pe șeful gărzii de mediu, Berceanu. Nu Berceanu ăla, pedelistul, nici Berbeceanu, Berceanu. Că a făcut omul bine. Nu s-au dat amenzi și nu s-au început acțiuni de urmărire a celor care aruncă gunoaie în 20 de ani, cât a făcut omul ăsta în câteva luni. Dar să-l dăm afară. Câțule, între gunoaie, îți place. Îl și văd pe ăsta mișunând, cred că are și coadă Câțu. Între gunoaie, că acolo îi place. De când el premier, PNL-ul a ajuns la 19%. PSD-ul nu face nimic și la 36%, aurul la 15%, USR Plus, vorba lui Cioloș, 11%, nici cât o ceapă degerată, dar nu-i nimic. Vine din spate, vine tare pe turnante, domnul Liviu Dragnea, Liviu Dragnea își face partid. I-a făcut partid domnul Codrin Ștefănescu, 72.000 de PSD s-au și înscris, peste noapte, în partidul lui. Alianța pentru Patrie, venim spre vighetoarea cântă. Domnul Dragnea, o recunoscut, zice, mă descurc greu. Am poprire o treime pe salar, din ce mai câștig eu, din ce câștigă Irina, mă mai ajută și copiii, nu mor de foame. Nu ți-ar muri mult, dai, măi, 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 măi. Șapii cartierele din Brazilia, vilele din alea, n-aduc bani. Că ți-aș da o cafea de mielă, mă, Dragnea, mă. Am primit cafea pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea de la prieten Titus, sărumâna, cafea bună, Ciobi, Ezozelibe Radio și Ionic Ardeleanu de la Chicago. Urmăriți-l, intrați pe canal, scoate piese după piese, piese după... Nu mai râde, mă, oprește-ți telefonul, vedeți? Ionică, când îți pronunț numele deja, alarmă. Bă, Ionică, bă, scoate hituri pe bandă rulantă și dacă nu e în România. Domnule judecător, nu mă băga la subsol, nu mă băga la subsol, mă. Mai bine bag-o pe ea, că eu plec cu dragostea. Mulțumesc de cafeaua, mă. Domnul Dragnea, n-are bani, deci nu-și permite să joace golf. Așa a zis domnul Klaus Iohannis, potrivit bancului gol, fuți mai bine, a zis ca toți românii să se apuce de golf, să devină golful un sport național. Toți românii, indiferent de vârstă, pot practica golf. E mișcare în natură, du-te să mă iei de crosă. 11 milioane pe 3 luni contează, nea Werner. Domnul Werner, matale ai 6 case, dar n-ai clase. N-ai clasă, mă. Degeaba am crezut noi vorba lui Țirea că aducem un sas în fruntea țării. Vorba lui socră mea, sas, sas, olei, cușon, nimic nu s-o ales. Boss Omega 5, os, et, et, nimic.
11 milioane pe trilun să înveți golf. De ce n-ai zis să înveți românii oină, că și așa suntem o turmă vere. La câte găuri ați dat în țara asta, suntem cel mai mare teren de golf din univers. Golf îți trebăția, a? Hai și joacă golf pe calea Turzii. Numai găuri sunt acolo. Te ține crosa? Toti, te ține crosa. Ora 12, să vedem, sau ni? 6, a! Golf, să jucăm. Cred că s-a enervat că l-a chemat Halep, Simona Halep la nuntă și el nu s-a dus, că a zis doamna Carmen, zice, bă, tu bior nem tu dom, mai stai pe acasă, că prea mult o golănești pe la televizor. În sfârșit, Simona Halep, cu ocazia nunții ei, a spus, da, set, game, match, da! Meniu de meniu la nunta Simonei. Piure, cum ar zice Banciu, piure de năut, cu semințe sau cu muguri de pin. Tartar de ton și langustine. Păi de-aia n-a fost Becali la nuntă. Că și Becali machidon. Păi el ce mănâncă? Ce nu face echipa? Adică brânză. Telemea, să văd telemeaua, să văd eurtul, tichiteacă. Bă, ăsta de el de năut, înțelegi? Ce la năut? Cu el nici nu mă împac. Tartar de ton, blesteme curvești. Diavolul, înțelegi? Langustina. Cu ce aduce langustina? Cu Skaraovski, înțelegi? Eu nu mănânc așa ceva! Și acum, că vedeți că la nuntă v-am te spus eu că nunta e cea mai fericită zi din viața soacrei mici. Somărita și Simona i-au ajutat Dumnezeu cu Toni la a treia căsătorie. Dau-mi cum să cadem. Ha! S-au dus în... De asta v-am zis că la nunți nu prea mănânci bine și s-au dus... Unde s-au dus în luna de miere? Tot ați crede, Zanzibar, Bali, Malim, Dodapili, nu? În Turcia. Mânci bine, all inclusive. Brățară pe mână la Toni Iuruc să nu fugă din rezervație. Ha! O cafea turcească. Karahatau. buymeacoffee.com/nicubendea. Cafea primită de la Titu să-ți dea Dumnezeu putere în părțile moi ca la cal în tiep. Ciobi! Căsurăm sepet! Șionică Ardeleanu știe cum să facă banu. El face câte o piesă la... ca să-i placă la prințesă 10. Hai! Da? Da, Simona Halep, frumos la nuntă, a cântat acolo Beatman. Beatman, cum dracu să te măriți prima dată în viață și să dansezi pe muzica lui Beatman? Alt boșoroc n-o găsit, nu, că Gică Petrescu, săracul, s-a dus. No. Loredana l-a așteptat și pe Hrușcă. Ba, e performanță să-ți cânte Hrușcă în decembrie colinde. Eu, no, dar în septembrie să-ți cânte, no, aia e ceva. Și venea Hrușcă, venea, da... I-a pusă piedică pe scara avionului Fuego. Loredana, a cântat Loredana și imediat după nunta Simonei cu alu Toni, Iuruc sau Iuruc, și-a făcut poză din ambulanță. Loredana noastră și-a făcut poză din ambulanță. I s-a făcut rău, nu știm de la ce, dar bănuim. Am văzut pozele de la nuntă și Loredana Groza era îmbrăcată. Bă, n-am văzut-o așa din anii 80, când se lansa muzica asta. Până era mine, de mine, atunci îmbrăcată. Că au zis machidonii, dacă ți se vede un sfârt din alea 3, Loredana, ai buricul, bă, bă, Loredana, ai grijă, sama, tragu-te pe mâți, fii atentă. Și și-o luat o rochie care îi acoperea cam 90% din corp, restul de 25% fiind buzele. Ha! Și ea s-a bășicat, știi, de-aia i s-a făcut rău, că e obișnuită să-i se vadă tofleele, nu. Vedeți? Dar bine că eu putut să cânte, că Armin van Buuren trebuia să cânte, să cânte puțin, mult spus, trebuia să animeze muzica lumea la București, dar din cauza de COVID s-a amânat concertul pentru anul. Blestemile lui Boc l-au ajuns, că Boc o sta pe coate și pe genunzi la Nicula, Boca nos din Mărgău. Și au zis, dacă nu a fost Van Buuren la Antol, nici la București să nu meargă. Că și eu am văd două spectacole în săptămâna asta care vine, pe 28, practic, marți, la Bistro Prezent, cu 2 de Z. Că e și zen și prezent, trăiește-ți prezentul, fă treaba mare pe trecut și uită-te la viitor cu mândrie. S-ar putea, pe Inocențiu Micu Klein, numărul 7, vis-a-vis de restaurantul Via. Langustine. Aș da zile de la mine ca să mai mânc langustine. Ar trebui teoretic să am spectacol, că e terasă frumoasă, aerisire. În 30, la atelierul de pizza, în Florești.
templu stand-up-ului din Cluj-Napoca. Dar mai știi cu ăștia? Nu e o problemă că nu mai avem show-uri acum, nu. Nu e o problemă că nu mai poți să mergi în restaurant fără mască și fără certificat. Nu. Dar vedeți? Nici o minune nu ține 3 zile, cum ziceam, în cafea. A câta cafea a fost cea de vineri? A 23-a, mulțumesc pentru răspuns. Bă, voi chiar le știți. Și vinerea viitoare facem 25 de cafele. Alo! Doamne, da dracu, doamne! Baiu-i că elevii nu mai intră în toate școlile așa cum se intră. Au început o grămadă de școli să meargă pe online. No, aici ai baiu. Și așa noi eram tâmpiți și bătuți de Dumnezeu. Conduși, duși de nas, de alți proști care au intrat călcând pe spinările noastre la putere și la guvernare. Și acum, generațiile tinere, vă spuneam, 3 milioane de speranțe au intrat iară pe băncile școlii și iar o să se întoarcă la online, iar o să se tâmpească, iar o să uite și ce știau, iar o să urască școala, iar o să urască profesorii, iar o să se transforme într-o generație ghidată și teleghidată. De ce? Așa se vrea. O să fac săpături să văd de către cine. Acum mă duc, mulțumesc pentru cafea, buy me a coffee. No, așa-i că am avut ritm și dinamică, așa-i? Hă? Robi? Nu e aici, dar știi, din reflex. Robi? Dacă merită o cafea, site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. Așa-i? Făceam te pe bucăți, pă. A? O? Așa fac și sex. Deci, prieten, m-am obosit cu cafea. M-am obosit, toată săptămâna am jucat golf, am rupt la crose, am băgat în găuri, știe și soția, că așa, acum mă duc să-mi iau un bilet pe SpaceX, 28 de milioane, mă relaxez și eu câteva ore în afara spațiului, eu zic Elon Musk, hai că pentru tine am bilet, 28 de milioane e mult, tot românul își permite. A? Ne vedem, pace, servus, Doamne ajută!